Salutare! Să începem săptămâna într-un mod inteligent și să ne punem întrebări. Cine e bărbatul din spatele nostru? Îl vedeți? E un june aproape prim. Este fostul de coleg de cameră al lui Răș Bogdan, nu? Fostul coleg de cameră de unde? Din studenție? Din studenție, dar nu acum la bătrânețe, la 50 de ani. M-am liniștit. Eu știam că este șeful, cum se numește, fostul șef al comunității de informații române. Fiindcă până la începutul lunii iulie... Nu-i serviciu, e comunitatea? E o comunitate, dragul meu. E o prietenie. O mare familie. O mare familie. Cu grade între ei. Să le reamintim celor care ne urmăresc că până la începutul lunii iulie, Edward Helbig a fost șeful serviciului român de informații. Da. Era să zic de contra. De unde și-a dat demisia? Pentru că am înțeles că ar veni o alegere de președinte în viitor și s-ar putea să fie atrăgătoare? Sau ce? Da, deci unul acesta. Cert este că un fost președinte liberal, pe numele său Crin Antonescu, a început să le spună colegilor din presă, nu, că Edward Helbig ar putea fi o opțiune interesantă. Știi că nu e primul. Vehiculează. Dar Crin Antonescu mai vorbește că a fost tăcutare în ultimul timp. Important e să-l sun, cum au făcut colegii noștri de la Gândul. L-au sunat. Știi cum se întâmplă chestia aia, nu? Ce? Măi, sunați-mă voi pe mine ca să vă dau Nu, aici nu sunt de acord cu tine. S-a gândit un jurnalist de la Gândul că dacă l-a sunat pe Crin Antonescu, are așa viziunea care ar fi următorul președinte. Jurnaliști de la canal nu se gândesc că de la canal 33, nu de la alt canal. Dacă se gândesc să-l sune pe X sau pe Y, nu... Răspunde, perfect. Păi, ce spui asta? Sunt convins. Nu, eu sunt convins că omul a fost sunat și a fost întrebat. Și a zis... Cine ar fi? Pe mine nu mă mai aleg ăștia, domnul Iohannis nu mai poate. Nu-l ascultați. Ce a zis? În timp ce ascultați-l pe Crin Antonescu, citeți. Iar citezi. Normal. Știu doar că e un om care a acumulat o experiență excepțională. Corect, până acum? E un om ale cărui principii, mai mult sau mai puțin respectate, nu știu. Adică mai mult sau mai puțin? Nu respectă el sau nu sunt de respectat? Nu știu, dragul meu, eu citesc doar o declarație. Nu știu exact, le cunosc. Sunt foarte în regulă. Și e un om inteligent. Acum ce vrea să facă mai departe, știu că e încă tânăr. Dacă era judecător, îl scoteau la pensie, a mai spus Antonescu pentru sursa citată. Da, domnul Antonescu s-a jucat de o declarație acolo, serios. Păi, de asta spun. Și nu trei fraze și 15 idei. Nu e primul care vine cu argumente de genul ăsta, mai ales că, să fim serios, pe scena liberalilor nu există nimic. E pustiu. Dar ce ai cu domnul Ciucă? Despre cine vorbești? Fostul premier Ciucă, actualul președinte al Senatului, de la un stat. Cred că e deja istorie. De ce? Fiindcă orice istoric ți-ar spune același lucru, că simte că e atât de bine cimentat în pagina lui. Dacă istorie. Dacă va exista o pagină întreagă, că s-ar putea să existe doar un mic paragraf sau o mică referire. Că a condus onorabil în condițiile date guvernul României. Așa cum a condus oricare altul înaintea lui. Ce? Nu poți să spui același lucru despre Lucian Pic Orman? Nici despre Cîțu. Și Cîțu la fel. Ba s-ar putea ca să găsim mai multe argumente. Băiatul ăla care a cumpărat 200 de milioane de vaccinuri, care s-ar putea să nu fie 200 de milioane de vaccinuri. Dar le-a plătit. Normal, fiindcă toată lumea din Uniunea Europeană le-a plătit. Plata se face înainte la vaccin. Normal, ca la anumite activități. Exact, nu dăm nume, ele să știu, fiindcă suntem un popor inteligent. Atât de inteligent încât simțim nevoia ca să avem foarte probabil și din 2024 un președinte al nostru. Un falnic, un tip cu care știe la care porți să bată. Una peste alta. Ce uși să deschidă. Dacă domnul Helbig o să fie propunerea liberalilor, la ce arată acum Partidul Național Liberal, este chiar onorabil. Nu? Are un trecut, nu? Are o experiență. Cunoaște binele României chiar mai mult decât noi, eventual, poate chiar mult mai bine decât mulți români. Și mai e o chestie. Și am înțeles că ar fi și patriot. Ceea ce nu pot să spun despre actualul președinte. Dar știm... Nu mă inspiră cu patriotismul. Orice altceva, cum își poartă patronul pe mână. Știm însă un lucru foarte sigur. Edward Helbig, aflându-se atâția ani în comunitatea asta a celor care au acces la anumite informații, e bine... Oamenii ăștia păstrează legătura și de multe ori legăturile astea sunt foarte interesante. Măcar ar fi bun pentru că știm că de acolo vine. Toți ceilalți știam că doar au legături, măcar exact. Domnul Helbig le-are pe față. Măcar e descoperit. Știe lumea că de acolo e. Suntem Alexandru Catala. Și Vicențiu Popa și ne dorim un președinte care să iubească România.